La 19 ianuarie 1991, din inițiativa profesorului universitar dr. Aurelian G. Bondrea, ia ființă în București Fundația România de Mâine, instituție de cultură, știință și învățământ autonomă, fără scopuri politice sau patrimoniale non-profit, al cărei președinte a fost ales de adunarea generală constitutivă a membrilor fondatori. Viziunea profesorului universitar este împărtășită de nume mari ale învățământului românesc la acea vreme, printre care amintim academicienii Ștefan Milcu, Radu Voinea, David Davidescu, Vasile Gionea, N.N. Constantinescu, Nicolae Teodorescu, Ion Coteanu și Anghel Rugină. Universitatea Spiru Haret a început să funcționeze efectiv odată cu anul de învățământ 1991-1992, iar până în prezent nume mari ale culturii și învățământului românesc s-au succedat în fruntea universității. Potrivit prevederilor legii numărul 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial numărul 491 din 9 iulie 2002, Universitatea Spiru Haret, acreditată, este definită ca instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a Sistemului Național de Învățământ. În cei 24 de ani de activitate în slujba învățământului românesc, în centrele din întreaga țară, un număr impresionant de absolvenți au finalizat cursurile universitare și de masterat și astfel au pus numele instituției haretiste în cele mai importante topuri ale performanței academice. Prin această rețetă a succesului, prestigioasa instituție a împlinit dorința marelui om de știință, reformator și ctitor al învățământului modern din România, Spiru Haret. Universitatea trebuie să devină un centru activ, înaintat al vieții culturale și științifice a țării, o tribună a învățăturii și a exprimării libere a ideilor și soluțiilor noi deduse din confruntarea argumentelor și verificarea experimentelor. Universitatea Spiru Haret este membru al unor organizații europene și internaționale cu multe proiecte de cercetare științifică și de formare profesională la activ și numeroase programe postdoc în desfășurare. De asemenea, în cei 24 de ani de activitate au fost acordate și o serie de titluri doctor honoris causa. La această mare sărbătoare în familia haretistă, TVH, în colaborare cu Universitatea Spiru Haret, vă invită luni, 19 ianuarie de la ora 19, să vă bucurați de o ediție specială dedicată celor 24 de ani petrecuți în slujba educației, culturii și diferitelor activități academice de excepție. Avem un moment important pe care dorim să-l evocăm în această întâlnire în care avem împreună cu noi în studio o parte din greii, i-am putea spune așa, ca noțiune, o parte din greii profesori care au fost între cei care au demarat în urmă cu peste două decenii, mai precis cu 24 de ani, au demarat existența unei universități care a intrat în peisajul învățământului superior românesc cu multe performanțe, cu multe realizări și cu o spectaculoasă pleiadă de absolvenți. Este vorba de Universitatea Spiru Haret. Am să încep cu doamna profesor universitar dr. Rodica Trandafir. Mă bucur că sunteți cu noi, stimată doamnă profesor. Și eu mulțumesc pentru invitație. Lângă dumneavoastră se găsește domnul profesor universitar dr. docent și în același timp dr. honoris causa, domnul profesor Grigore Posea. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc și eu. Lângă dumneavoastră se găsește domnul profesor universitar dr. Virgiliu Constantinescu, una dintre personalitățile care a participat alături de cei 15, 16, 18, nu știu exact câți au fost, la înființarea acestei universități. Apoi, lângă mine, domnul profesor universitar dr. Ștefan Lache. Mulțumesc de invitație. Vă mulțumim că ați acceptat să fiți prezent cu noi aici. Și ultimul, dar nu cel din urmă, profesor universitar dr. Gheorghe Duda. Așadar, nu trebuie să ratați emisiunea de luni, 19 ianuarie, începând cu ora 19, când Corneliu Toader vă dă întâlnire alături de nume mari ale învățământului academic românesc.